Motociclistul din Cluj care a murit așteptând ambulanța a fost condus astăzi pe ultimul drum de 10 de motociclete. Prietenii lui au oprit în fața serviciului de ambulanță și au turat motoarele în semn de protest. Dragoș s-a stins la doar 29 de ani pentru că un dispecer al serviciului de ambulanță a uitat să trimită salva. După încă 10 minute am insistat, nu mai răspundea nimeni. O oră. Cel mult puteam să acord prim ajutor, aveam nevoie de un medic. S-a întârziat apelul și s-a dus după 35 de minute. Nu poți uita, nu ești angajat ca să uiți. N-au putut să ierte greșeala incredibilă care l-a condamnat prietenul la o moarte timpurie. Sunt convins că Dragoș ar fi fost și acum printre ei dacă în acele clipe apelul lor nu se lovea de indiferența unui dispecer. Astăzi, înainte de a-și duce prietenul la groapă, zecile de motocicliști au oprit în fața serviciului de ambulanță și au ambalat motoarele în semn de protest. Erau doi paramedici, de fapt, și făceau cu schimburi. Când resuscita, unul se odihnea celălalt și tot așa. E ultima imagine care le-a rămas cu Dragoș. Acum le mai zâmbește doar din poze. Prietenii lui și-au lipit pe geci sau pe geamurile mașinilor imagini cu el. Au pornit din centrul orașului spre cimitirul Baciu, acolo unde Dragoș și-a găsit odihna.